Salutare, bine ați revenit pe CryptoAce, astăzi voi face o analiză foarte rapidă pe DXO, S&P 500, Bitcoin, Ethereum, BNB, Atom și tot și pe FTT, desigur, chiar dacă l-am analizat și ieri, gold este exclus, dar puteți să-l vedeți în videoul de ieri. Azi de obicei aveam live, dar nu pot să țin acest live, așa că am hotărât să fac un video de 10-15 minute. Nu vă las la greu, lumina roșie este aprinsă, piața cripto este în corecție în sânge și ne vom uita pe grafice și de asemenea vom discuta și despre ce va urma și de ce s-a întâmplat acest lucru, deoarece uh, veți vedea un lucru foarte interesant, de ul nu crește așa mult și totuși piața cripto se corectează, S&P 500 de asemenea nu se corectează în momentul de față, deci uh, cel mai probabil acest fad este legat de situația cu FTT, cu FTX-ul și doar piața cripto are de suferit pentru moment. Vă reamintesc că luna aceasta pe data de 10 avem și anunțul pentru CPI pentru SUA cu un forecast de 7.9% în scădere de la 8.2% dar dacă ne uităm pe acest grafic teoretic pare că CPI a pus topul și acest lucru ar fi benefic dar deși este în scădere de câteva luni, piața cripto a reacționat negativ față de acest anunț, deoarece, deși era în scădere, a fost mai mare decât forecast-ul pe ultimele două luni. Deci, mare, mare atenție chiar dacă CPI-ul va scădea de la 8.2, să spunem, la 8.1 sau 8. 8.0 și este mai mare decât forecastul, nu înseamnă că este un lucru pozitiv, plus că uh, nu cred că am scăpat încă de această problemă cu inflația, mai ales acum, uh, după alegeri, s-ar putea să fie atacată și mai rău și mă aștept, cum vă spun în fiecare video, ca piața cripto să capituleze la un moment dat și să avem parte de discounturi foarte mari. Nu uita da să lași un like, un follow pe Insta dacă vrei să vezi mai mult content despre cripto. Toate linkurile sunt în descriere. Să începem cu analiza. Bun, rapid pe DXY pe 8 ore, ce vă menționam eu, nu vedem o mișcare solidă din partea DXY-ului pe 8 ore, acesta și-a continuat corecția spre zona de 109 lucru pe care îl anticipam, pare că pune penultima candelă pe 8 ore ușor în urcare, dar ultima candelă este din nou roșie, deci DXY-ul de această dată nu joacă împotriva pieței, cripto, dacă ar mai fi o creștere și pe DXY în această perioadă, Poate după alegeri ceva de genul acesta, cred că uh, o să vedem Bitcoin-ul sub 17.000, nu mai scapă de data asta, oricum pare că nu o să scape, cam asta este părerea mea, doar Timpul ne va uh, răspunde la acest lucru. De asemenea, SPX-ul nu arată extrem de grav, nu s-a dus spre suportul de la 3657, dar nu cred că va scăpa nici acesta în următoarele luni uh, de o corecție majoră pe SP500. Chiar a avut și un bounce pe ultimele cantele de 8 ore, deci uh, nici un SPX de genul acesta nu vedem ca să îl corelăm cu o creștere a de XOI-ului și cu o scădere pe piața cripto. Momentan SPX-ul se țină bine, dar păstrează trendul descendent. Acest lucru este clar. Nu arată bine, doar că pe termen scurt nu a avut parte de scăderile pe care le vom vedea pe Bitcoin, deoarece începem cu el și suntem pe daily, o să trec pe 8 ore. Bitcoin 19.434 momentul de față și nu arată bine deloc pe lângă faptul că nu a reușit să confirme după ce a spart acest triunghi descendent, chiar se întoarce la vârful lui la uh, suportul de la 18.900, în curând pare că se îndreaptă într-acolo, în prima fază a ținut suportul de la 19.500 pe care îl menționam că ar fi primul pe care l-am vedea atins de Bitcoin, a avut și reacție din uh, zona aceasta de suport, dar tot nu arată așa bine pe cum uh, vrem noi. De asemenea, acest triunghi descendent are și o zonă destul, destul de slabă pentru suport, în sensul că este foarte, foarte aproape de 17.700, dacă ne uităm în zona asta o să fac cu roșu. Bitcoinul de mai multe ori a testat zona asta 17.700, 18.500, devine o zonă destul de slabă. Deci, momentan, lucrurile nu arată așa bine, nu a reușit să facă un higher high, nu a reușit să treacă de 22.000 să ne arate o acumulare în zona asta cam ce voiam într-o eventuală situație bullish pentru Bitcoin, chiar și volumul de tranzacționare pentru sell este destul de mare în momentul de față, deci deocamdată lucrurile nu arată așa bine, chiar dacă o să țină suportul de la 18.900 în prima fază, ține cont că este destul de greu să nu vedem Bitcoin sub 17.700 anul acesta sau la anul. Un pic mai probabil la anul, din punctul meu de vedere, dar. Pe termen lung cred că totul este ok, deoarece piața cripto este încă un baby market, însă, ușor, ușor continuă adopția pentru cripto. Eu, pe termen lung, am încredere. RSI 43, în momentul de față, nici măcar uh, nu s-a dus pe daily în uh, supravândut, poate pe 8 ore s-a dus mai jos, da, pe 8 ore aproape să atingă zona de supravândut, dar dacă ne luăm de pe daily, Bitcoin ar putea să se corecteze până la 18.900 lejer până în zona 2D suport. arată și el destul de bearish, cum vă imaginați. Acesta este un trend puternic descendent când căutăm pe histogramă. Asta este un trend care ar trebui să lovească o zonă de suport foarte, foarte bună ca să se oprească. Și prima zonă este 19.500 care pare că ține cu greu, apoi avem 18.000 900 cu ceva piviar un pic deasupra zonei de sport și dacă nu la 17.700 poate un flash crash să vedem chiar un lower low pentru Bitcoin în 2022 să vedem ceva de genul un Bitcoin la să spunem 16.800 așa și după aia bounce rapid nu m-ar mira nici acest lucru dacă ne uităm și pe EMA Ribbon pentru Bitcoin să vedem cât este EMA Ribbon Bearish în momentul de față scade sub media ultimelor 200 de candele pe 8 ore rapid și pare că se va îndrepta spre zona roșie, deci lucrurile nu arată bine, bine deloc, chiar cred că o să mai scadă un pic Bitcoinul trend puternic descendent. Ne uităm pe Ethereum în continuare să vedem ce reușește acesta, zona de rezistență 1640 pe care o menționam și Posibil suport 1396 în prima fază, 1260 al doilea și la 1035. Cam pe aici am vrea să vedem ETR-ul ca să luăm în serios pentru un DCA, dar și zonele acestea sunt bune dacă sunteți mai grăbiți sau vreți să tranzacționați pe un termen mai scurt. Pare că se întoarce trendul însă nu este un crash atât de mare, măcar zona de 1200 să o vedem Testată zona aceasta și atunci aș considera că a venit o corecție sănătoasă și că trebuie să găsim subsolul, dar pe volum desigur că avem două candele mult peste media ultimele 8 ori și pe Ethereum și acesta este în ton cu piața. Vedem zona asta cu VPVR mic sub 1500 și de această dată se respectă foarte bine acest lucru și Ethereum pierde din două candele toată zona. Beriște o cam dată, dar cam același lucru. Suportul de la 1396 sau 1269 ar trebui să vină cu o reacție în prima fază și pentru Ethereum. Megdiul și cu RSI-ul ne așteptăm la acest lucru, 34 pe 8 ore și trend puternic descendent, un pic mai slăbus cu o candela albă pentru Ethereum, dar se păstrează același lucru, se pare că a intrat ceva frică în piață și uh, este normal din cauza situației cu FTT, suntem și în bear market și orice lucru de genul poate să influențeze foarte rapid în eventuale scăderi, chiar pierde 200 EMA pe 8 ore și Ethereum și scade sub EMA Ribbon care încă este pe verde dar nu va mai dura mult timp îl văd să atingă și uh, el zona roșie zona de 1260 1300 într-un scenariu mai bearish. FTT rapid care pierde suportul crucial de la 21 de dolari nici nu este VPVR în zona asta a pierdut foarte foarte repede acest suport și a menționat zonele de 10.5, 5.9 cu un Fibonacci la nivel macro, zonele de 8.86 de bear market și zona de bear market agresiv 5.9, dar având în vedere că știm ce s-a întâmplat, că lucrurile nu arată bine pentru FTX și pentru FTT, nu mă mai interesează să fac acumulare în zonele acestea, volumul de sel este extraordinar de mare, ci mai degrabă aștept să se liniștească apele, să văd unde se oprește și mai ales ce se întâmplă. Nu prea mă interesează să acumulez peste 5 dolari, vă zic sincer. Nu avem nici fi mare aici. Dacă se face un drop pe FTT, se poate duce chiar și spre uh, 2-3 dolari destul de ușor. Momentan uh, arată și este destul de uh, riscant să încerci un long. De asemenea și un short poate să vină o reacție și după aceea să scadă după ce ți închide poziția, deci pe FTT aș ta departe de tranzacționare resaiul pe 8 ore, normal că s-a dus în zona urșilor și chiar și pe daily atinge 20, este considerat supravândut în momentul de față, dar când știi care e contextul, Uh, nu înseamnă că trebuie să aibă reacție și să găsească un suport la 14-15 dolari, din contră poate scădea mai jos foarte bine și în momentul în care pierde zona aceasta, menționam oricum doar pe analiză că în momentul în care se pierde zona asta devenim foarte bearish, dar și cu contextul acesta cu știrile negative, cu acțiunile negative care s-au întâmplat pe FTX și inevitabil pe FTT uh, devin mai Facem rapid și BNB-ul DOT și ATOM și am încheiat doar să ne uităm cum rezistă, de exemplu BNB-ul care era o stâncă, cum rezistă în această situație, are parte de o corecție până la 322 de dolari, dar este normal, era aproape imposibil să reziste, plus că a avut cel mai bun raliu, minus 12% și deja a avut bounce menționam că cel mai bine ar fi să țină zona asta după o eventuală retragere mă așteptam să se retragă BNB-ul deoarece urcase extrem, extrem de mult bullish când trece de 335 de dolari și măcar să țină ca suport zona de 323 lucru pe care pare că îl face, deci BNB-ul încă arată bine, ceva volum de sell dar nu este îngrijorător pe daily, nu vedem un spike ca pe FTT, de exemplu, extrem de mare, avem RSA în scădere până în zona de 58 și deja candela roșie a pus un subsol, avem reacție pozitivă, deci BNB-ul chiar și pe scădere se ține bine cum ne-am obișnuit deocamdată, nimic îngrijorător pe el chiar, a pus un higher high și a reușit să iasă din zona de 335, încă păstrează acest trend ascendent. Dotul rapid, dotul se menține la 6.5 dolari, nu a avut nicio mișcare spectaculoasă, prinsese și el un pic de putere, dar se oprește la prima zonă de rezistență, 7.3 dolari, mergea și un short din zona menționată de mine, că ar fi chiar prima, greu de trecut, foarte bine a reacționat și dotul în această Zona și a luat uh, rejectare, nu vrem să scadă sub 6-6.1$, dolari știm acest lucru, încă stă într-un Peter Bearish, într-un triunghi descendent și această scădere sub uh, zona de subsola triunghiului ar putea fi provocată de un crash pe Bitcoin și pe piața cripto, adică o continuare a acestor scăderi și să vedem uh, o capitulare destul de agresivă. Deocamdată nu este foarte îngrijorător, dar și el se menține într-o situație mai bearish, așa, 50 RSI-ul pentru DOT, începuse să ruleze ușor, ușor pe daily, macd încă nu are cross, trend-ul, nu este extrem de violent, dar pare că se îndreaptă spre zona de 6 dolari, cam pe acolo îl văd să atingă și să-și găsească totuși subsol. Pentru încheiere, facem rapid și atomul care și el s-a corectat, dar totuși stă peste 12.1 dolari, zona aceasta de rezistență foarte importantă, deci deocamdată nici nu te poți atinge de el în condițiile actuale, din punctul meu de vedere. Poate pe la 8.8 dolari, 6.3 pe acolo mă interesa și ceva. Atom nici măcar nu a făcut un lower low față de zona aceasta, ceva de genul să spui că a întors. Trendul că a reușit să facă un petar mai bearish nu, deocamdată atomul și BNB-ul se țin extraordinar de bine, volumul este un pic peste medie, dar din nou nu este extrem de grav. 46.8 TRSAI-ul pe Daily și Megdiul încă nu a atins grosul de scădere, deși avem 3 candele destul de bune pentru o eventuală scădere. Pare că se îndreaptă către această scădere și atomul cu trei uh, candele roșii din ce în ce mai mari, în special ultima destul de bearish, dar cât uh, ține zona de 12.3 dolari este chiar prea bine în momentul de față. Deocamdată rămânem atenți la zona asta, dacă pică pe ea atomul cel mai probabil să se ducă spre 8.8 dolari și de acolo ar începe să mă intereseze. Cam asta a fost pentru astăzi, piața destul de uh, roșie în momentul actual, dar nu cred că s-a terminat cel puțin pe un termen mediu. Așa nu cred că am scăpat, nu cred că am pus sub mare atenție. Cum gestionați aceste situații, puteți să lăsați un comentariu să vă spuneți părerea, mă ajută și pe mine. Nu uitați de like și noi ne auzim pe discord. Salut!